Bună, Andrei, bine ai venit la Midnight Poker. Bună. Cu ce gând pe la noi? Păi, în primul rând, am venit să câștig, ca toți ceilalți, dar să vedem. Sper să am noroc și să joc bine. De cât timp joci poker? De mult timp, cu prietenii, dar online de 2 ani. Ai început să joci poker online din cauza pandemiei sau că este o pasiune pentru tine pe care tu ai descoperit-o jucând live cu prietenii? Mai mult o pasiune, nu din cauza pandemiei. Da, am descoperit-o jucând cu prieteni. Un turneu memorabil pentru tine de pe online? Un turneu free roll de 10.000 de persoane câștigat, ceea ce este destul de greu. Și... da. Da. Cu ce cărți ai câștigat? Mai ții minte? Nu mai știu exact ce cărți. Da. Chiar nu mai știu ce cărți. Dar consider că ai două cărți care pentru tine sunt norocoase? Păi nu știu, să zic Aspopul. Două cărți norocoase. De câte ori... Îmi inspir încredere și spun... Mereu am prins că o să câștig cu ele. Da. De câte ori ai încercat să te califici la Midnight Poker? Păi anul trecut am încercat vreo câteva ediții și anul ăsta e prima oară când încerc să... Și mi-a și reușit. Foarte bine. Eu vreau să văd pe ce loc o să ieși. Sper să-ți dau check-ul. Și vorbim în timpul emisiunii. Mulțumesc mult! Mulțumesc frumos!